1. Doamna Belu, vă rog frumos, faceți prezență. Doamna Bercaru, absent. Domnul Bola, prezent. Doamna Boldea, prezent. Domnul Ciobanu? Da, acum a intrat pe ușă. Domnul Ciucă este prezent. Domnul Crușoveanu este prezent. Domnul Donțu-i prezent. Domnul Drăghici, prezent. Domnul Ionescu este în concediu medical. Domnul Florea, absent. Domnul Gălușcă e prezent, doamna Gheorghe este prezentă, da. Domnul Gima prezent, domnul Iordache prezent, doamna Iuruc prezent, domnul Lămbureanu prezent, domnul Learciu prezent, doamna Lebidov absent. Doamna Locman prezent, domnul Marinescu prezent, domnul Matei absent. Domnul Memiș prezent, domnul Moldovanu prezent. Doamna Nedelcu, prezent, da? Doamna Niță, prezent. Domnul Palas, nu știu. Absent. Absent. Domnul Pintilie, absent. Domnul Popa, absent. Domnul Senopol, absent. Domnul Șablovski, prezent. Doamna Topolov, prezent. Am văzut-o, da? Domnul Tromiadis, absent. Domnul Turcu, absent. Domnul Țuțuianu, prezent. Domnul Zahariuc, prezent. ...25 de consilieri prezenți, ședința e legal constituită. Da, mulțumesc, doamna Belu. Ne întâlnim azi în condiții speciale, având în vedere răspândirea COVID-19-le. În contextul actual, este esențial să venim în sprijinul oamenilor, în sprijinul tuturor care au depus eforturi pentru a salva vieți. Facem această ședință de îndată pentru a modifica bugetul Consiliului Județean și pentru a aloca bani către spitalele din subordinea Consiliului Județean și mă refer la Spitalul de Neofiziologie și Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei. O să dau citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Neofiziologie Constanța. Cine este pentru ordinea de zi? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc! La punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe al județului Constanța pe anul 2020. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc. La proiectul numărul 2, vreau să vă spun câteva cuvinte. Este vorba de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Sfântul Apostol Andrei. Se majorează suma cu 3 milioane de lei prin această alocare. Și vă spun despre ce este vorba. Vorbim pe secțiunea dezvoltare, 2.715.850 lei vor fi folosiți pentru achiziționarea urgentă de aparatură de înaltă performanță necesară, mai ales în contextul actual. Și mă refer la injectomate, Aglia SPM MC, 60 de bucăți. Acestea asigură administrarea intermitentă sau continuă de lichide
parenterale, tratamente medicamentoase, sânge și derivate din sânge, precum și medicații prin căi de administrare acte clinic. Aparate de ventilație mecanică, 10 bucăți, asigură suprimarea parțială sau totală a respirației în tratamentul insuficienților respiratorii acute. Monitoare de funcții vitale, 10 bucăți. Acestea sunt pentru măsurarea și monitorizarea funcțiilor vitale, EKG, SPOZ2, temperatură și așa mai departe. Sistem real-time PCR, acel PCR pentru identificarea celor infectați cu COVID-19, o bucată, detectarea până la o copie ADN, sunt mai multe termene, nu vi le mai citesc acum. Extractor automat acizi nucleici, o bucată, congelator, una bucată, nu vorbim de congelatoare normale, vorbim cele pentru înghețare directă și rapidă cu ajutorul spiralului de răcire situat în interiorul camerei de răcire. La secțiunea funcțională se repartizează 284.000 de lei, ce vor fi folosiți pentru închirierea și instalarea de module container, în care se vor amenaja spații de triaj JUPU. Adică, la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei, în curtea spitalului, vom închiria niște containere medicale unde facem această triere pre-intrarea în urgența Spitalului Județean, pentru a avea o situație mai clară și mai exactă și a preveni intrarea celor infectați în urgența Spitalului Județean. O să dau citire proiectului și o să vă rog să-l și aprobați. Deci, 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sfântul Apostol Andrei, Constanța. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Vă mulțumesc. La proiectul numărul 3 este vorba de majorarea cu 1.400.000 de lei pentru Spitalul de Neofiziologie. De ce am luat această măsură și luăm această măsură? La un moment dat, după ce spitalul de infecțioase ajunge la capacitate, va trebui spitalul de neofiziologie să preia toate cazurile din spitalul de infecțioase. Vorbim cei care nu sunt cu COVID-19, sunt cu alte boli. Mă refer la diferite boli infecțioase. Și vă spun despre ce este vorba din cei 1,4 milioane de lei. 1,1 milioane lei pentru achiziționarea de materiale sanitare, reactiv, materiale de protecție a muncii astfel. 300.000 de lei pentru achiziționarea 1.000 de bucăți combinezoane, 419 combinezoane impermeabile cu glugă pentru protecție biologică, 270 de perechi oculare de protecție, 100 de bucăți cască de protecție, 5.000 de hard de unicovrotință, 7.300 de bucăți capeline, 10.000 de bucăți botoși, 1.000 de șorțuri, 1.000 de măști de protecție, 3M, 15.000 de perechi de mănuși chirurgicale, 10.000 de bucăți măști chirurgicale și așa mai departe. Și 300.000 de lei pentru achiziționarea de dezinfectanți. Dau citire proiectului. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Neofiziologie Constanța. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Vă mulțumesc. Domnul consilier, o să vă rog și pe dumneavoastră, ca reprezentanții ai județului, să luați toate măsurile și să informați cetățenii, prin prisma funcției pe care aveți, să stea acasă, să se protejeze. Este foarte important. Foarte important să luăm măsurile de prevenție. Să evităm orice întâlnire. Sunt măsurile legale stabilite prin situația de urgență. Vă rog încă o dată să fiți responsabili, nu numai dumneavoastră, și toți cetățenii Constanța, și să stea acasă, să se protejeze pe dumnealor și familia dumnealor. Vă ascult, domnul consilier. Da. Am discutat, stimate coleg, aștept la cabinet documentația de la domnul primar și nu e o problemă, este interesul cetățenilor. Vă ascult, domnul consilier. Am învățat la dumneavoastră și vreau să nu mai așa accent cu singura asta. Astăzi nu mai suntem oameni politici.
Corect, să lăsăm politica o parte. Boala nu are culoare politică, să lăsăm politica o parte. Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. Rectificarea aceasta, vă spun, a fost făcută din 350, am luat toți banii de la 350 și i-am luat spitale. Pe viitor, dacă va fi nevoie, vom mai face rectificări bugetare pentru unitățile sanitare din subordine și vom lua de acolo de unde sunt cheltuielile mai puține sau de la rea și de pe, dacă va fi nevoie. Pentru că, din punctul meu de vedere, la Teodor Burada sunt foarte multe evenimente artistice care nu se poate fi desfășurate. Și să nu cred că undeva luna viitoare o să facem o analiză tuturor bugetelor subordonatelor și unde au rămas banii liberi de lecturi pe toți câte sistemul de sate, că este foarte important să vă ascult, doamna consilieră. Domnule președinte, vă rog să continuați de versurile pentru voturile online. Am așteptat la radio despre Constanța, Maria Capitale votează astăzi online. Și eu zic că... Da, aceasta, lucrul ăsta îl facem acum. Găsim, încercăm să găsim un suport, o platformă prin care să facem acest vot online. Sper ca până vineri să ne punem la punct și să ne putem întâlni în mediul virtual, cum se spune. În care sistemul este gata până vine, nu putem amâna nici câteva zile cât mai este nevoie pentru a pune la punct acest sistem de vot. Eu sper să fim gata, am cerut suport colegilor din țară care au aceste sisteme, fără să ne coste absolut nimic, să ne dea platforma lor. Noi doar să modificăm pentru Constanța. Asta este situația, mergem înainte, cred că vom depăși acest moment, dar trebuie să fim foarte atenți, să fim pragmatici și să luăm măsurile cele mai bune, pentru că protecția cetățenilor este cea mai importantă și și a dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez succes și vreau să transmiteți mesajul meu către populație. Vă mulțumesc foarte mult!